Salutare dragii mei și iată-ne din nou la un nou video. Tocmai ce am adus primul transport de cauciucuri. Serios, da? Avem utilajul aici încărcat. Am adus și motocoasa să mai cosesc pe lângă aleșteu. Am luat și masca de protecție și hamul.
Ați văzut, în cazul meu nu mai rămâne mai deloc iarbă. Se face o mulcire de calitate cu un singur dispozitiv de tăiere. Rezultatul este extraordinar. Deci nu mai trebuie să strângeți iarba și este foarte benefic acest lucru pentru gazonul vostru. Eu nu sunt de acord cu scarificarea. Bănuiesc, eu zic că e o prostie. Deci aici avem iarbă sălbatică, mă rog, cu lucernă, cu toate cele. Și se formează un gazon. Dacă nu lăsați lucerna să crească, o să fie în final iarbă sălbatică, cum am eu pe la poartă, ați văzut. Eu n-am pus gazon. Este foarte rezistentă această iarbă și durează foarte mult în timp, da? Foarte plăcută la atingere, moale. Acum este puțin bățoasă, fiindcă are lucernă și alte cele, dar cosită frecvent, regulat, o să fie foarte neted, foarte ok. Și nu o să se usuce, o să reziste foarte mult. Mușuroaie n-am văzut să-mi apară nici pe la poartă, nici pe unde am cosit eu, fiind sălbatică, cred că și din cauza asta. Ăsta este iazul, trebuie să chem excavatorul să-mi dea pământul pe margine, după aceea să văd eu ce să fac cu el, fiindcă nu mai pot să ai încredere în ziua de astăzi în oameni. Am rămas fără gaz în brichetă și nu mai stau. Vedeți acolo o diferență. Deci practic nici nu zici că a fost iarbă sau a fost cosit sau a fost lucernă de asta mare. E foarte bine făcut. Acolo se observă treapta care am lăsat-o să pot să pun sălcii, da? Nu puteam să le pună chiar pe mal, fiindcă nu aveau umiditate destulă și se ancorau mult mai greu, malurile mi ocupa mai mult spațiu, așa, pe acea treaptă e foarte bine. Am profitat de faptul ăsta să mai reduc, deși din spațiu să îl optimizez foarte bine. O să crească destul de repede, o să se aplece și înspre el și înspre mal puțin, deci este la fix, fiindcă vreau să pun pe viitor gard viu împrejur, dar o să vedeți la momentul dat. V-am spus că nu am rămas fără benzină, așa că o să o las așa, oricum o să vin cu pământ peste, o să băgăm excavatorul și o să punem în tot prejurul lui și aici fundul ăsta o să ridicăm la nivelul ăsta un metru, zic eu. În concluzie, cam asta a fost. Sper că ați învățat ceva și astăzi. Un lucru nou pe fiecare zi, dacă înveți tot e ceva, fiindcă oamenii pe YouTube în ziua de azi care să te învețe ceva sunt tot mai rari și lumea e interesată din ce în ce mai puțin, da? Vedem că nu avem influencer real cu peste 100.000 de abonați care să-ți arate destule chestii cât să evoluezi în viață, să-ți aducă un aport suficient cât să te ajute, da? Că fiecare pe domeniul lui, da, am înțeles, sunt multe promovări și multe reclame ascunse care vă induc în eroare, evident, de către niște oameni de nimic. Eu oamenii ăștia nu-i suport și nu-i am la inimă niciodată în viața mea. Plus oamenii care îți încurcă mersul și care aruncă comentarii jignitoare unde nu și-au rostul, da? Fiindcă nu se lipesc aceste comentarii, fiindcă nu au loc aici, da? Înțelegeți voi? Asta este diferența între mine și alte persoane care activează pe această platformă. Eu sunt mulțumit de evoluția mea până în momentul ăsta, v-am spus, nu depind 100% de mine,